Bună ziua și bine ați revenit la Profo Online. Să nu uitați să dați like și share. Așa se face, dragilor, de atât ne apucăm repede de treabă, poftim noi, Emi. Ai ceva care nu ți-a mers, nu? Da. Înțelegi? Deci, știți că eu am făcut tema. Acasă. Plasa. Cinta. Spata. Cinta. Cât de curând. Te rog, spuneai că am făcut ieri problema aceea și ai ceva neclarități, da? Da. Te rog. Am făcut cu caiete și crâne și spuneam nu știu câte caiete, ori B, care înseamnă... Haideți să le luăm problema aceea, da? Vrei să mai revedem ca să înțelegi și mai bine, da? Da. Bine, corect. Deci, noi am... un caiet... Asta mă interesează. Luați pur și simplu un caiet, adică vă gândiți? La prețul dinainte. Da. Deci eu stabilesc în mintea mea cât costă un caiet, da? Da. Deci un caiet egal ca preț, să spunem 8 lei. Un stilou egal, să zicem, 15 lei. Și acum, deci după ce am fixat cât costă un caiet și un stilou, încep să compun problema. Da. Și zic așa, două caiete plus trei stilouri egal ca preț, cât ar însemna? 2 ori 8, 16. Deci 2 ori 8 egal 16. 3 ori 15 egal cu 45, da? Da, 45. Bun. La... Și ne dă 59. Fac 59, da? 59. Deci rezultatul 59 este ca urmare a faptului că am stabilit în curiție cât costă un caiet și cât costă un stilou, când compun problema. Da, și am o întrebare. Puteți să luați alt număr în afară de 2 și 3, nu? Sigur că da. A, orice număr. 7 caiete și 9 stilouri sau 2 stilouri. A, orice număr. Deci combinația o fac după ce am stabilit prețul, câte iau de un fel și câte iau din altfel, nu are importanță. Da. Da? Acum, 7, tot vor 5 caiete, 5 caiete plus 2 stilouri costă 5 caiete. 5 ori 8, 40. 5 ori 8 egal 40. Și 2 ori 15 egal cu 30. În total aici face 70. Egal 70. Și acum întreb. Cât costă un caiet? Șterg tabla. Nu, eu am propus-o în culise. Tot ce am făcut eu a fost munca mea. De propunător. Și acum îi dăm lui Ricky. Și îl întrebăm pe Ricky. El nu a fost la mici, nu? Știind că 2 caiete și 3 stilouri costă 59 de lei, iar 5 caiete și 2 stilouri costă 70 lei, află tu, Ricky, sau tu, cel care ne vei urmări problema, află cât costă un caiet și cât costă un stilou. Da? Acum, toți vizitatorii noștri acum au descoperit că propunătorul unei astfel de probleme, el stabilește dinainte valoarea stiloului și a caietului, nu? Și își închipui că ar fi 2 stilouri, 3 creioane, sau știu eu, 3 caiete. În final, trebuie să dea niște numere aici, nu la întâmplare. Deci numerele 59 și 70 sunt ca urmare a faptului că a stabilit dinainte cât costă un prețul unui caiet și cât a unui stilou. Și de aceea i-a rezultat 59 respectiv 70 când și-a propus să ia 2 caiete și 3 stilouri. Sau să ia 5 caiete și 2 stilouri, da? În final, acum, odată problema propusă, spunem, întrebăm cât costă un caiet, cât costă un stilou. Deci un caiet egal cu cât, și sigur el trebuie să ajungă la 8 lei, da. Și un stilou, cât costă? Și el trebuie să ajungă la 15. Da. Pentru că așa a fost făcută problema. Da. Dar partea asta
de aici nu este cunoscută, nu este afișată. Este cea care se află în mintea autorului, propunătorul. Da? Așa cum v-am arătat cum facem exerciții de celea, da. Și la un moment dat ștergem o cifră și zice pune X acolo și află pe X, nu? Tot așa și în partea asta, la astfel de probleme. Noi să mai vedem, tot timpul am să vă anunț că atunci când nu avem o problemă deja oferită de manual și ne propunem noi să facem o problemă, intrăm de fapt într-un teritoriu foarte, foarte interesant. Cel mai fascinant cu putință, pentru că acum aici, în clipa asta, ne punem mintea la treabă și vrem să organizăm probleme încât ele să fie de o dificultate din ce în ce mai mare și cu cât reușim să le dăm bătaie de cap celor care s-au pus de rezolvat, cu atât problema este mai frumoasă. Deci asta se întâmplă în partea ascunsă. Deci propunătorii sunt niște oameni obișnuiți, să ne înțelegem. Nu sunt supra-oameni, sunt oameni obișnuiți, dar care au egeșițiul acesta al minții pentru ca să aranjeze lucruri frumoase și nu o să ne dea de lucru. Mergem acum. Deci, cum am încercat să gândim problema asta? Dacă am fi luat același număr de caiete, tot două caiete, ar fi fost ușor să vedem că la stilouri se face deosebirea și am fi constatat rapid cât costă un stilou, da? Adică dacă aș fi format o problemă, două caiete plus trei stilouri costă 59 și tot două caiete plus 5 stilouri costă, hai să facem cât face, vine 2 ori 8, 16, nu? 16. Și respectiv 5 ori 15, 75, așa vine, nu? 5 ori 15, 75, 1, 2 și 7, 9, 91. 91 de lei. Dacă aș fi formulat problema așa, ar fi fost mai la îndemână, mai ușoară. Pentru că două caiete și 3 stilouri costă atât, iar două caiete și 5 stilouri, deci față de situația aceea dinainte, câte stilouri sunt în plus aici? Două stilouri, nu? Deci, eu aș putea să scriu pe a doua relație așa. Două caiete plus trei stilouri și plus două stilouri egal cu 91 de lei. Deci, relația a doua, am rupt pe 5 stilouri în 3 și 2, da? Din ce motiv? Pentru că vreau să folosesc relația, prima relație dată. Anume, două caiete și 3 stilouri costă 59, aici pun 59, nu? Și atunci, relația asta a doua devine 59 plus 2 stilouri este egal cu 91. Așa bine, da? De unde, rapid de aici, 2 stilouri costă 91 minus 59 face cât 9 din 11, 2 și cât? 3? 5 din 8, 3. Atunci un singur stilou costă 16 lei? Da. Noi am zis cât costă? Un stilou 15 lei. Am greșit undeva. Da, că și mie mi-a scris. Ia să mai văd încă o dată. Deci, două caiete, 2 ori 8, 16, da? Da. Și 5 stilouri, 5 ori 15, atunci ar veni, 75. Prof, atunci ar veni, în loc de 91, ar veni 89. Deci, hai să vedem de ce. De unde am greșit? 5 cu 6, 11. 2 cu 7, 9. Aici e bine. Nu? 16, 2 ori 16. Și 5 ori 15. E bine, 75. Da, deci, acolo se putea numai, nu? Păi am adunat 16 cu 75 și face 91. Da. Hai să vedem poate la prima greșeala. 2 ori 8, 16. De acord? Da. Și 3 ori 15, cât vine? 50. 3 ori 15, 45. Da. 5 cu 6, da, 11, 2 și 4, 6. Aici am greșit. Cum? Adică două caiete și trei stilouri
nu costă 59 de lei, ci 61 de lei. Uite, uite, uneam, deci 2 ori 16, 3 ori 15, 45 și când am adunat aici 6 cu 5, cum îi fi adunat 6 cu 5? Că face 9, am zis aici. M-am uitat în altă parte, abar n-am unde am făcut chestia asta. Dar la prof, oricum, acolo vine 30. Bine, vine 30 dacă faci modificarea aici, da. 61. Da. 61. Deci am descoperit greșeala în prima relație, strecurasem greșeală și atunci la scădere nu mai zic aici 59, ci 61 și atunci vine 61 două stilouri înseamnă ce? 91 minus 61 înseamnă 30 și atunci rezultă un stilou este, dacă două stilouri 15 lei. 15 lei. Ei, vreau să spun, Noemi, că problema formulată așa e mult mai simpluță față de varianta dinainte, să modificăm și 61. Țineți minte că aveam o greșeală. Așa. Repetăm. În condițiile în care formulez o problemă de tipul 2 caiete și 3 stilouri costă 61, iar 2 caiete și 5 stilouri costă 91, se vede că, în comparație cu situația anterioară, prețul a crescut pe total datorită celor două stilouri. De la 61 la, de la 61 la 91, 30 și deci e clar că 15 lei costă un stilou. Dar ce ne facem când dăm o problemă în varianta asta? Nu mai avem același număr de caiete. Vedeți? Două a fost aici. Aici și 25. Problema devine dificilă în condițiile astea. Știu cum faci. Da? Devine dificilă pentru că nu mai avem același număr de caiete. Trebuie să ne străduim să avem același, ori același număr de caiete, ori același număr de stilouri. Eu. Un pic, ca să discutăm cu... să înțeleagă toată lumea. Deci, Noemi, hai să ne hotărâm să avem același număr de caiete. Între 2 și 5, care ar fi numărul încât să se împarte cel mai mic număr, care se împarte exact și la 2 și la 5. Cel mai mic multiplu, noi am vorbit de asta. Între 2 și 5? Da, e 10. 10 se împarte exact și la 2 și la 5. Chiar cele două numere mulțite. Da. Da? De aceea, visăm să avem aici 10. 10 caiete și 10 caiete. Ca să devină în loc de 2, 10, ce ar trebui cu relația asta să se întâmple? Toată relația. Să o mulțim cu cât? Cu 5. Cu 5. Și cealaltă cu 2. Da? Deci toată relația asta trebuie mulțită cu un 5. Și tot atât de bine, toată relația a doua trebuie mulțită cu un 2. 2. Da? Toată și chiar și rezultatul? Da, și rezultatul, sigur că da. Păi e o egalitate dacă numai, da, da. Numai într-un membru ai modificat-o, ai mulțit-o, s-a dezechilibrat. Deci și în stânga și în dreapta egalului. Totul se mulțește cu 5, respectiv tot cu 2. O să mulțesc eu? Nu, mă dirijez. Da. Da? Deci, zi-mi, te rog, ce bine vine prima relație în condițiile astea? 10 ce? 10 caiete. Plus 15 stilouri. Stilouri. Egal, 15 stilouri egal cu? Egal cu 305... 5 ori 1, 5, 5 ori 6, 30, da? 305 lei, da? Lei. Da. 10 caiete. 10 caiete. Plus ce? Și 4 stilouri. 4 stilouri. Este costă 140 lei. 140 lei. Ei, acum am adus problema la ceea ce spuneam mai înainte. Da. Că sunt, avem numărul de caiete, de ce am zis, caiete, da? Numărul de caiete este același. Și în prima relație, și în a doua relație. Și se vede că prețul crește de la 104 lei la 305 datorită celor câte stilouri în plus? Da, profesor, este neapărat să înmulțim cu cel mai mic multiplu? Păi da, puteam să mulțim în afară de 10, care ar fi fost un alt număr care, la care se împarte exact și la 2 și la 5. Și 20 ar fi fost. Da. Dar 20 un număr mai mare, un multiplu, în rând pe cel mai mic. Și 30 și 40. Și 40 ar fi făcut serviciu, nu? Deci toți multipli de 10.
20, 30, 40, tot atât de bine ar fi fost. Numai că nu ne convine că să lucrăm cu numere mari. Noi e mi-i convine foarte tare asta. Nu. Deci de aceea noi evităm să ne ducem întotdeauna pe cel mai mic multiplu. În clipa asta, prima relație care presupune mai multe stilouri, preia o transcriem ca să fie echivalentul cu asta de jos. Adică o spunem în loc de 15, 4 și 11. Deci prima relație este echivalentă cu sau să zicem că amândouă, 10 caiete plus 4 stilouri și plus 11 stilouri costă 305 lei. Iar 10 caiete plus 4 stilouri și 4 stilouri costă 140. Este așa de vizibil acum că 10 caiete și 4 stilouri știm cât costă din a doua relație, deci 140, încât prima relație se va scrie așa, 140 plus 11 stilouri este egal cu 305. Sigur, e simplu acum, 11 stilouri, de aici rezultă că 11 stilouri este egal cu 305 minus 140, care îmi dă cât? 5 la unități, 4 din 10, 6, 1 din 2, 1. Deci, 165. Da? Dacă 11 stilouri costă 165, numai un singur stilou, un stilou înseamnă 165 împărțit la 11 și egal cu 15. Că 11 în 16 merge odată, rămâne 55 și de 11 în 55 de 5 ori. Iată că am aflat că un stilou costă 15 lei, iar un caiet nu rămâne decât să mă duc în oricare din relațiile știute, am să mă duc în a doua chimei simpluță și zic așa, 10 caiete. 10, sau în asta de la început, înainte de a fi mulțit. Merg chiar în asta, 5 caiete. Zic așa, 5 caiete plus 2 stilouri este egal cu 70, da? Și dacă un stilou costă 15, 2 stilouri cât vor costa? 30, da? 5 caiete plus 30 de lei egal cu 70 de lei. Și acum 5 caiete egal cu 70 minus 30 și egal cu 40. Da? Da, deci 5 caiete costă 40, dar un caiet va însemna 40 împărțit la 5 și egal cu 8 lei. Am ajuns exact la prețul pe care l-am stabilit. Da? Deci Ricky nu știe sau un rezolvitor nu știe exact cât costă un caiet și un stilou. Dar el lucrează. Pe baza acestor două relații, le lucrează și are tehnica pusă la punct. De el spune așa, a, zice, nu mi-ai dat același număr. Nu-i nimic. În 2 și 5 fac aici să fie același lucru. 10 e multiplu comun. Cel mai mic număr la care se bată și 2 și 5. Da? Deci 10 se bate și la 2 și la 5. Și înmulțim pe asta cu 5, pe asta cu 2 și iată ce devin. Intrăm într-o problemă clasică când am ăsta două, același număr de caiete, da? Și vedem că prețul se modifică datorită celor 11 stilouri. Diferența de 11 stilouri înseamnă ca preț 165. 11 stilouri costă 165, înseamnă că un singur stilou împărțim la 11 și totul este perfect. Tot atât de bine am să vă arăt că se putea să luăm din nou, să le luăm pe cele două relații, și anume două caiete, vă rog să scrieți din nou, da? Două caiete plus trei stilouri costă 61 de lei. 5 caiete plus două stilouri costă 70 de lei. Acum ne propunem să avem același număr de stilouri.
Adică căutăm acel număr multiplu de 3 și de 2. Adică acel număr care se împarte și la 3 și la 2. Adică cât? Cât este numărul la care se împarte? 6. 6. Da. Da? Deci 6 se împarte și la 3 și la 2. Încât asta, ca să ajung la 6, cu cât înmulțim prima relație? Mai e mai. Înmulțim cu 2. Cu 2. Toată relația cu 2. Și cea de-a doua relație cu cât o să? Cu 3. Și atunci devine echivalent cu să scriem. Vorbește, Noemi, te rog să mă conduci tu. 2, 8, 2 și 4 caiete. 4 caiete. Plus 6 stilouri. 6 stilouri. Costă? Egal cu 122 de lei. 122. Și de altă parte? 15 caiete. 15 caiete. Plus 6 stilouri. Costă? Costă... Cât costă? 7 ori 3? 210 lei. Maime, unde vedem diferența de preț de la 122 la 210 se datorează numărului mai mare de caiete, da? În a doua relație. Și atunci pe cele 15 caiete o să le scriem ca fiind 4 caiete și plus 11, ca să avem la 15. Deci zicem și noi așa, 11 caiete. Deci relația a doua se transcrie așa. 11 caiete plus 4 caiete, sigur că fac 15, plus 6 stilouri, înseamnă 210. Da, dar avem că 4 caiete și cu 6 stilouri, ăstea, 4 caiete și 6 stilouri, știu bine costă cât? 122. Și îmi permit să spun mai departe. 210 minus 122. Deci 11 caiete vor însemna, 11 caiete vor costa 210 minus 122, care înseamnă că 11 caiete costă 2 din 10. Te rog să faci căderea. 2 din 10, 8. Da. 8. Tot 8, că 2 din 10 din nou 8. Și nimic. 1 din 1, 0. 11 caiete costă 88 de lei. Un singur caiet, un caiet egal cu 88 împărțit la 11. Adică egal cu 8. Un caiet egal cu 8 lei. Da? Un caiet egal cu 8 lei. E, dacă un caiet costă 8 lei, problema este foarte... clar, că am ajuns la același rezultat, da? Un caiet costă 8 lei. Atunci, pentru stilouri, mă duc într-una din relații, locuiesc caietele, 5,40 €, rămân 2 stilouri, care înseamnă 30, un stilou face 15. Da. Da. La aceeași, am vrut să vă arăt că la aceeași rezultat ajungem, fie în varianta în care punem același număr de caiete, sau în varianta în care punem același număr de stilouri. Da? Tot la același rezultat ajungem. Păi, ce povestește tu, ce ai înțeles din modelul ăsta de problemă? Ia să vedem. Numele astea 61 și 70 se iau la întâmplare? Nu. Nu. Deci dacă le luăm la întâmplare, riscăm să ne dea, cum s-a întâmplat în problema de ieri, da. Ca atunci să nu se poate face împărțire exact. Adică nu e la întâmplare, dar ci... Dar se putea. Deci... ieșea dacă mai... Deci ieșea un leu 33. Un leu 33 și dacă vrei, iar 3 și nu se mai termina niciodată 3 ora. Nu? Deci nu se termina. Deci... 1 leu, 333 de bani și 3 cu... Există și numerele și astea care, la care 10 marile celea nu se termină niciodată. Niciodată nu se termină împărțirea aceea. Deci există așa niște împărțiri ciudate.
să zic eu. După ce îmbătrânești, lași la copiii tăi și copiii tăi continuă și descoperi și tot așa nepoții, strănepoții și ori continua, niciodată nu se termină împărțirea aceea. Numărul acela are o infinitate de zecimale. O infinitate, deci ceva care te sperie. O infinitate fără să numesc numere periodice acelea. O să vă vorbesc într-o altă lecție. Dar acum, haideți să ne întoarcem la lecția noastră. Deci, Noemi, ai înțeles că problema pe care... Poftim. Am dat o întrebare. Ați zis că azi ne învățați nu știu ce e. Da, o să-mi amintesc ce v-am promis, dar haideți la lecția asta acum să ne întoarcem și să clarificăm și pentru toți prietenii noștri care vor urmări lecția. Este o problemă deosebit de frumoasă, ea pare dificilă, da? Și tu ce ai înțeles? Că la o astfel de problemă ne fixăm prețurile când o compunem, da? Da, ne fixăm prețurile ca să nu punem rezultate la întâmplare, dar ce o să ne iasă... Destul de aiurea. Dacă vrem să rezultatul să meargă corect, așa și frumos, atunci facem treaba asta, da? Da. Bun. O primă chestiune. Și ca să mă convingi că ai înțeles bine, fixează tu, compune o problemă acum, cu caiete și stilouri, dar cu alte prețuri, da? Dar poți schimba și 2 și 3. Sigur că da, sigur. Tu compui problema de la bun început. Îți iei alte prețuri. Poți schimba? Nu mă vor lași. Poți să-l pune odată și cu unul? Sigur că da. Deci, cu voce te rog, Noemi, vreau să mă conduci și să eu scriu pe tablă ca să vadă prietenii noștri că chiar suntem în etapa când ne propunem să facem o problemă. Riche, fă și tu o problemă. Da? Tu îți faci problema ta, noi facem pe a noastră și ne propui, tu ne-o propui îndată după ce ai aranjat-o. Mă pot spune? Da. Vreau mai puțin să decidei. Bine. 6 caiete și 5 stilouri egal cu... Trebuie să fac. Păi te rog. Dar nu-mi spui cât costă. Mă lași pe mine să descoper, da? Da. Bine. Deci lucrul tău în culise. Deci 6 caiete plus 5 stilouri. 6 caiete și 5 stilouri. Costă? Costă 21 de lei. 21 lei. Acum 3 caiete. 3 caiete. Și 6 stilouri. Și 6 stilouri costă? Costă cu sus Noemi. Tot 21 de lei. Tot 21 lei s-a ieșit. Ricky, ne-a dat datele astea, să încercăm să ne apucăm de treabă. Asta e Noemi, da? Noemi. Da. Are cum da? Să fie. Poate să fie, dar să vedem. Noi ne apucăm, că eu nu știu prețul. Tu le știi. Tu ai făcut tot jocul ăsta. Noi... Mai compun una? Compun încă una, da, da. Mai la ce preț o să fi gândit ea. Nu pot să le ghicesc deodată, n-am nicio șansă. De ce? Problema asta se poate face și prin ghici, nu? A, nu. Ghicitul... Trebuie să vă spun eu numărul. Nu? Nu, că trebuie să... Eu am tehnica foarte clară de lucru. Riche, hai să vor... 1 și 3. Da, să vedem, Marie, dacă așa stau lucrurile. Că m-am uitat. Da.
Ricky, hai să, să vedem dacă așa stau lucrurile. M-a ajuns tu, da? De asta. Te rog, la cine vrei să pui același număr? La... la stilouri. La stilouri tu vrei. Bine. Pentru chestia asta, care ar fi numărul la care te gândești ca fi multiplu între 5 și 6? Cine se parte cel mai mic număr și la 5 și la 6? 30. 30. 30, da. Pe 30 se parte și la 5 și la 6. A, altul mai mic al 30 nu merge. Da. Și atunci, asta o să mulțești cu cât, Ricky? Cu 6. Și pe asta altă cu 5. Și devin, relațiile devin. Te rog să mă conduci. Devine 12. Cum, 6 ori 6? A, până la 6 ori 36. 36 de caiete. Și? Plus, 30 de stilouri. Stilouri. Costă? Costă 126 de lei. 6 ori 1, 6. 6 ori 2, 126 de lei. Apoi? 5 ori 3 este 15. 15 caiete, așa. Plus 30 stilouri, costă? Egal cu... Fumat, 5 ori 1, 5. 105. Se vede, Ricky, că diferența e la caiete, nu? Și atunci vom vedea deodată care e diferența la caiete de cât ar fi. De 21, nu? 21 de caiete. Da, da, 21. Da, 21 de caiete. Costă? 6 minus 5. Cât vine? 5 din 6, 1. 0 din 2. 21. Așa. 21. Deci 21 de caiet cu 21 de lei. Un caiet, rezultă că un caiet e egal cu 21 împărțit la 21 și egal cu 1. Spune-mi să vă pot pune și ce rândă că am făcut o fumată. Alo? Vă salut, vă salut. Iar nu am sunat. S-a dus bateria. Mulțumesc frumos. Vă salut, mersi mult. Cât e acolo? N-avem voce, nu ne putem auzi, la la la. Nu ne aud, acum nu ne aud. Ba, acum da. Până, că nu. De unde știu? Că nu mai dat acolo să cerți ca frumos. Vă salut. Muri bateria. Da? Da. Da. Recărcabilă. Hai să punem pe una din asta. Adică acel domn care v-a sunat acum v-a spus că a murit? Da, da, da. Dar da. De unde știa? Îți urmăria, probabil. Da? Se poate urmări? Păi dar îți urmărește în direct. Ah, da, și se vede, adică da, se aude. Da, și nu se mai aude. Nu se mai aude, da. Și mi-a zis că uitați chiar să se lasă. Adică v-a căutat numărul pe internet? Da, știa și atunci a putut repede să mă... Îi mulțumim frumos, da? Hai să-i mulțumim împreună. 1, 2, 3. Deci 1, 2, 3. Mulțumim că ne-ați anunțat. Așa, da, mulțumim frumos. Așadar, mergem mai departe și spunem că un caiet costă... Acum sper să avem sonor. Stația dacă merge. Văd cum merge aceea. Asta altă merge. Hai să vedem dacă... Deci un caiet costă 1 leu. 21. Un caiet. 21 împărțit la 21 egal 1 leu. Da? Bun. Și ca să aflu celelalte cât costă un stilou, mă duc în oricare din relații. Și zic așa. 6 caiete. Plus 5 stilouri costă 21 lei. Da. Și acum, eu știu cât costă un caiet. 1 leu. Și înlocuiesc 6 ori 1 plus 5 stilouri egal cu 21 lei. 6 ori 1, 6 și atunci repede constat, vor riche, acum numai. 21 minus 6. 5 stilouri costă 21 minus
6. 5 stilou, 15, da? Da. Și atunci un stilou costă 15 împărțit la 5 și egal cu 3 lei. Ați aflat tot? Da, 3 lei costă un stilou și un caiet costă 1 leu. Vreau să spun, Ricky, că tu m-ai dus pe un drum mai dificil. Eu m-aș fi gândit la egalitatea caietelor. Nu? Că 6 și 3, aș fi mulțit cu 2 doar atâta, două rații și mi-ar fost mult mai ușor. De ce n-ați spus că acum am făcut problema asta după modul ăsta, după celălalt mod care acum nu l-am făcut la tablă și vreau să fac amplificat. Acum trebuie să așteptați. Am făcut una interesantă, pot să spun că trebuie la față. Nu, gata, am găsit. Bine, un caiet plus 4 stilouri. Un caiet plus 4 stilouri. Plus 9 radiere. Haideți, vă rog, bravo! Păi, dar mai complicat foarte mult. Nu, haide! Bine. Plus 9 radiere. 9 radiere. Egal 65 de lei. 65 de lei. 9 caiete plus 5 9 stilouri. 9 caiete plus 5 stilouri. Egal 3 radiere. Plus 3 radiere. Plus 3 radiere. Dar ce probleme dificile mi-ai făcut? Egal 55 de lei. 55 de lei. Așa. Și mai dăm încă o situație. Mai dăm, trebuie 3. Da? Da, că dacă am 3 necunoscute. Bine, vă mai dăm una. Așteptați puțin. Da, aștept, aștept. Mai dai o situație ca să mă pot descurca. Ce complicat e problema. Da. Nu-i problemă. Cum mă descurc? Eu mai am capul sus. Ce mi-a făcut noi mers? Stai, am vrut să văd cum vă descurcați. Stai, mai pus la încurcătură. Așa, acum fac operația. Da. Dacă sunt 3, atunci trebuie să fac și 3 operații. Da. Fiindcă sunt 3 necunoscute, îmi trebuie 3 relații. 66. Deci, două caiete. Două caiete. Plus 6 stilouri. 6 stilouri. Plus 8 radiere. 8 radiere. Egal cu 66 lei. 66 lei. Ricky, dacă te mă ajuți. Dacă mă ajuți aici, Ricky. Fac și o problemă. Tu faci și tu o problemă. Bine, mă ajut eu atunci. Cum? Păi, eu aș alege mai întâi prima coloană, cred că e cea mai ușoară. La prima coloană aș face egalitate peste tot, da? Hai că e foarte tare chestia asta. Te-ai inspirat de... Cu ce? Cu 18. 18 e cel mai mic. Cel mai mic. Între 1, 9 și 2, 18 este, da? Excelent! Atunci pe prima cu cât s-au mulțit? Pe prima cu 18. Așa. Pe a doua cu 2. 2, excelent. Și pe ultima cu 9. Măi, ce tare e problema, Da, mi-ai făcut o problemă foarte tare, foarte tare. Dar sper să am noroc să mă descurc. Dacă nu mă descurc... Am o întrebare. Zi. Deci, acolo sunt 3. Da? Și aș putea face... Deci, aici să zice, sunt 3 și aici să fie 4? O, nu, nu mai, lasă, nu mai complicat. Adică acolo 3 și aici 4 se poate? Dar dacă pui 4, 4 relații trebuie să-mi dai. Bine. Deci poți să lași 3, da. Dar să, cu 3 necunoscute și eu ceva așa și până la asta 4, dar mai dai o relație. Aha. Da? Da. Ai de gând să mă chinui rău de tot. Și asta fac eu acum cu 4. Mă. Măi, dar hai să vedem dacă nu merge. Nu, vedeți, de la un exercițiu simplu am ajuns la... Da, foarte tare chestia, foarte tare. Hai să vedem, Naimi, hai să vedem dacă iese jocul. Deocamdată l-am compus. Să știi că mai greu este la rezolvare decât la compunere. Da? Hai să vedem. 18 caiete, plus... Plus, stați puțin. 4, 8, 32, 4, 9, 4...
și cu 3, 72 ani. Da, 72 de stilouri, plus 8, 9, 72 de găsit. 9 ori 1, 9 și cu... 9 cu 1, care am nu, păi 9 ori 8, 72, 2 și 7. 9 și cu 7, 16. 162 de radiere costă... hai să mulțim de 4, 65. 18 plus... înmulțit, înmulțit. Cum? E înmulțit aici. 65 înmulțit cu 18. Ah, da. Eu adunam la 18. Nu, înmulțim peste tot. 8 ori 5. 8 ori 5, 4, 6. Nimic, adică, da, 0, 7, 11, 1170 lei, da? A, da. Deci, 18 caiete, 72 de stilouri și 162 de radiere costă 1170. Da. Acum, 18, da? Doar 9, da, 18 caiete, plus 10 caiete, stilouri. 10 stilouri. Plus 6 radiere. Așa, costă? 2 ori 5, 10. 2 ori 5, 10 și cu 1, 11. Da, 110. Și 9 ori 2, 18 caiete. 18 caiete. Plus 54. 54 stilouri. Da. Plus 72 radiere. Radiere costă 6 ori 9, 54. 54 și 9, 6, 54 și cu 4, 58. 58, da? Da, 584. 584. Ce nume? Așa, îți plac ție. Că tu ție ți-ai propus, lasă să-l necăjesc pe profesor. Ah, cum ai acum? Hai să le comparăm pe astea două, Noemi. Uite, capul. Alea două? Da. Vezi, aici e prețul mare. Nu de la caiete vine. De la stilouri și la radiere, nu? Aha. Și acum vedem comparația. De la 10 la 72, câte stilouri sunt de la 10 la 72? De la 10 la 72 sunt... 62. Ca și cum am scădea de 72 pe 10. 62. Deci 62 de stilouri. 62 de stilouri. Plus... radiere din 162 scăde pe 6. 156 radiere. Radiere. 156 radiere. Costă... hai să vedem aici. 1 din 7, 6, de 0. Hai, ajută-mă să nu cumva să greșesc. 0, 8. 6, ai zis. 1 din 7, 6. Nu adunăm. Da. Scădem, da? 6. 1 din 1, 0. Și 1. 1060. Deci ar veni așa. 62 de stilouri și 156 de radiere costă 1060. Hai să mai simplificăm. Poate putem împărți prin ceva. 62 se împarte la cât, în mod sigur? La 2. La 2, da. Dar la 156. La 2. La 2. Dar la 1060. La 2. La 2. Hai să mai împărțim prin 2, peste tot. Da? Împărțim prin 2, să o facem cu numere mai mici, că nu-mi plac deloc numerele astea. Deci vine 31 de stilouri. Așa-i bine? Da. 31 plus... 78. A, da, 78 radiere. 78 radiere. Egal cu 5, 3, 530.
530, da? 530 lei. Mai simplificăm? Ia să vedem. Nu se... A, prin... De bine. Bă, tu prin... 31 ăsta, ce fel de număr este? Este număr impar. Este impar drept, dar dacă are divizori. Ai la 2 merge? La 5, nu. 3, a, nu. Nu, la 2, la 3? Nu merge la niciun, merge doar la 1 și la 31. Dacă este număr prim. Da. 31 e număr prim. Deci la 1 și la 31. Da. Și dacă ăsta nu vrea, celălalt poate să mai vrea, dar dacă nu, nu mai au același divizor peste tot. Nu au fost mai înainte prin 2. Deci rămâne așa, asta. Ei, hai să comparăm acum prima cu a doua, prima cu a treia. Comparăm între prima și a treia. Iar e o diferență de prețuri. Dar vin de la, nu de la caiete, ci de la stilouri și de la radiere. Deci facem tot aceeași operație de scădere. Din asta, care e mai mare, nu scădem pe, am scăzut-o pe asta. Tot așa scădem din asta pe asta altă. Și ia să vedem care ar fi relația. 18 minus 18, 0. Așa face 0, nu avem treabă. Da, deci nu punem. 72 de stilouri minus 54. Face acolo 7, stai, 8. Acolo. 4 din 12, 8. Și 2, și... 5 din 1. 6, 1. 18. 18 stilouri plus... Plus... 2 din 2, 0. 2 din 2, 0. 2 din 6, 4. Cum 2? 7 din... 7 din... A, da, 7 din... 7 din 6, 6 nu se poate. 7 din 16? 9. 9. Da? 90. Da. Mai aveți ca să știu că vreau să mă duc la baie și nu cumva să nu spun problema. Să nu, vezi tu dacă mai avem acolo... Nu, zicea el dacă mai avem de făcut. E 46. Poți să oprești aici ca să punem celelalte fișe.